Asta este, boys. Asta e începutul. Cel mai mare film de la Sony și PlayStation Studios. Un blockbuster de aventură real. Tom Holland, Spider-Man, îi în filmul ăsta. În sfârșit, filmele după jocuri o să fie luate în serios. Pokémon ce? Sonic ce? Pă! Fia te cu face Sony filmul ăsta, bă. I'm pretty sure he's just to kill me. But don't touch your ear like that, you look like an idiot. Uncharted. Aoleu. Îmi pare rău. Ce s-a întâmplat aici? Nu, nu, serios, sunt curios. Pentru cei care nu știu, Uncharted este o serie de jocuri făcută de Sony, PlayStation, da? Destul de cunoscută și lăudată. Eu personal am jucat doar 4-le. Și eu o să spun că Uncharted 4 pentru mine a fost o experiență superbă, ca joc. Este unul din jocurile alea pe care le recomand tot timpul atunci când îți cumperi un PlayStation. Mulți, mulți oameni care își cumpără un PlayStation și ok, ce să, pe ce să pun mâna prima oară? One of them. Doar Uncharted 4, da, ultimul din serie, a vândut undeva la 15 milioane de copii. E acolo sus cu The Last of Us, God of War sau Spider-Man de la PlayStation. Acum știi și ce știu eu despre seria de jocuri. Am jucat doar 4, aș vrea să joc și restul. Cred că am digital Nathan Drake's Collection, parcă se numește. Și îmi plac. Îți... Îmi place ăsta. Nu-mi place spin-off-ul ăla după Uncharted 4. Am încercat să joc și nu mi-a plăcut, m-am plictisit. Când au anunțat că Tom Holland o să fie Nathan Drake, tot ce vedeam în fața ochilor era faza aia din The Office. No, God, please, no, no, no! Dar am învățat să nu judec după anunțuri. Trebuie să vezi filmul ca să te convingi. Un exemplu ar fi când l-au anunțat pe Heath Ledger ca Joker, Batman The Dark Knight, oamenii erau, cine mă? Băiatul din Brock Mountain care se duce pe deal? ăla e Jokerul? Și uite-te cum a ieșit după aceea. Iconic. Eh? Lasă-mă să aștept să... Hai să nu, bine? Mm. Plus că este tânăr. Dacă intenționează să duc să meargă cu filmele astea până la încearte 3, să zicem, sunt convins că o să vedem un Tom Holland și un Nathan Drake, de asemenea, mult mai matur. Așa cum s-a întâmplat și cu Spider-Man, unde de-abia în ultimele minute am văzut un Spider-Man pe care l-am vrut eu. Ei, și acum nu se știe dacă îl mai vedem. Ei. După fiecare trailer îmi, dădea, îmi oferea impresia asta că o să fie un film foarte bombastic, foarte plin, foarte blockbuster, așa. Dar în același timp îmi dădea sen sentimentul că e despre nimic. Nu știu cum să-ți explic asta, dar pot să spun că nu e bine, mai ales când vorbim de un film de aventură. Mi arăt o grămadă de imagini sau scene din alea cascadorii și eu gen, dar de ce pare despre nimic filmul ăsta și doar scenele astea? Mă uit la un spectacol de circ? Și totuși, cât poate să fie de rău? Mă știți pe mine, nu o să-l compar cu, nu știu, fan filmul ăla din 2018 cu Nathan Fillion, nu, no, I don't do it, și, -și aia e o scenă de acțiune, fine, comparați un film întreg cu o scenă de acțiune și ziceți că e mai bun, doar pentru că, da, Nathan Fillion ar fi fost ok, dar am bătrâni și el trecem peste. Și nu o să compar nici cu jocurile. Știu că sunt șaturi făcute exact ca din vreo 3 jocuri Uncharted, nu doar unul, dar inspirația apare foarte mult din ultimul joc Uncharted, dar nu o să fac asta. Eu am auzit că este un film nou de aventură. Super! Vreau să văd cât este de fresh, ce aduce nou, numele Uncharted îmi spune ceva. Hai să vedem! Thanks a lot. You almost got me killed. Clockwise Sully. But well, it was 50-50, so I made a guess. Clearly. Dar din nou, mă uit la el doar pentru că este numele Uncharted acolo. Am zis că nu o să-l compar. Un joc cu deoparte. Victor Sullivan sau Sully, jucat de Mark Wahlberg, îl recrutează pe Nathan Drake, jucat de Tom Holland, pentru o misiune. Misiunea asta implică o aventură, îți dai seama și ei vor să găsească o comoară pierdută de 500 de ani care aparține exploratorului Ferdinand Magellan. Am zis misiune și aventură în același timp pentru că începe ca un film de aventură combinat cu un heist, dacă vrei. Momente când ei se uită la clădiri, inspectează, vorbesc în cască, se împart în direcții diferite. Și desigur pe parcurs se întâlnesc alți hoți care le pun alte bețe în roate. Tom Holland este acceptabil ca Nathan Drake, dar aș vrea să-l văd pe Nathan Drake peste 5 sau 10 ani. Este foarte tânăr și filmul știe asta, nu îți arată că e specialist în toate sau că le știe pe toate, dar în același timp îți arată că orice problemă apare în fața lui se rezolvă așa, ceea ce... ok... Asta nu îl face un aventurier sau un erou pe care vreau să-l urmăresc. Nu este insuportabil sau discuții că nu se potrivește. Nu, eu cred că se potrivește, dar îi mai trebuie 5 ani. Schimb restul actorilor. you about it. De unde să încep? Să încep cu Mark Wahlberg care îl joacă pe Sally. Uh, scuze, îl joacă pe Mark Wahlberg. Când se miră și se uită stânga-dreapta. Uh, unde mergem? Dar de ce ai făcut asta? Mă, ce nebun ești, mă! E același, același personaj pe care o joacă Mark Wahlberg de vreo 10 ani de zile jur. Nu-i spuneți. Nu-i spuneți. Dar trebuie să-i spuneți și lui Ryan Reynolds și lui The Rock, care joacă. Nu, lăsați în pace. E ok. Poate de aia sunt eu acum mai puțin rău cu Tom Holland ca Nathan Drake, pentru că Mark Wahlberg ca Sally este degeaba. Sofia Taylor-Ali o joacă pe Chloe um, și e foarte carismatică. Tipa și plăcută. Prima oară când apare și interacționează cu cei doi. Problema apare pe parcursul filmului când nu înțelegi ce vrea personajul ei. Are o direcție la început și după aia pentru că filmul face o chestie, o să vorbim imediat, o tot, o tot shiftuiesc. Și care, cine ești de fapt? Filmul face o chestie cu toate personajele astea toți spun să nu ai de încredere. Să nu ai încredere în nimeni, vezi că fiecare te face. To și toți i dau țeapă lui Nathan. Și Mark Wahlberg, și Chloe, toți i dau țeapă și nu ajută nici că Tom Holland nu-i neapărat un erou pe care vrei să-l urmărești, așa cum am spus mai înainte. Și tot filmul pe partea asta de personaje, Crumbles, da. Ce vrei să spun de Antonio Banderas care era o făcătorul acestui film? Serios. Ce vrei să spun? Este un personaj construit care are probleme cu tăticul. Ai mă, tati, lasă-mă, lasă-mă să fac aventura asta, mă duc cu băieții, mergem în aventură, luăm comoara. Ai mă, tati, nu te mai supăra că te omoră mașina. La sfârșitul zilei tot ce am vrut a fost să primesc un film de aventură, bun și distractiv. Așa cum am spus la început și mă repet și acum, nu am pretenția să fie asta. Asta e o experiență. E interactiv. Cine, Dacă compari experiența pe care o ai cu un joc sau o carte, cu ce se întâmplă într-un film sau într-un serial, ai pornit din start pe pasul, pe piciorul greșit. Nu. Trebuie să explorezi povestea și personajele din acel joc. Astea tu trebuie să le aduci pe ecran. De aceea e o diferență așa de mare între Arcane și League of Legends. De aceea mulți oameni erau confuzi după ce au văzut Arcane și s-au băgat în League of Legends. Erau, stai mă că ăsta nu ca Mortal Kombat. M A crezut că e ca Mortal Kombat. Dar povestea și animația au ridicat Arcane atât de sus. Acum te crezi mare erou? Atunci ce mai aștepți? Chiar există o cerință destul de mare pentru filmele de aventură sau așa, pleci de colo-colo, Red Notice nu se pune și nu sunt filme. Așa cum am zis, Red Notice nu se pune. Exact cum ce se întâmplă acum și cu comediile. Comediile sunt foarte proaste, nu-i mai nimic fresh, totul e reciclat, cam așa și aici. Știi eram acolo. Hai puit, cât de cât uh, îmi place jocul și mă gândeam că atunci când Sony au spus, "Bă, avem încredere în filmul ăsta." L-am luat pe Spider-Man. Am luat actori mari, am refăcut unele secvențe din joc ca să fie fan și familiar pentru oamenii, na? Și chiar au anunțat că o să facă gen film sau serial. Cred că e film. Ghost of Tsushima Miniserie The Last la Us, Se aude și de ceva serial gadovor. E clar că nu se opresc. Vor să facă a ting din PlayStation Studios, movies stuff, da? Dar eu cred că nu trebuia să fiu acolo. Și eu o să fiu mai precaut pe viitor. Filmul ăsta se grăbește tare, adică nu, nu stă pe loc. Nu nu are timp să-ți arate ceva, să se oprească un pic și să... Ok, omule care te uiți, take it in. Uite te unde suntem. E? Sau dacă vine vorba de un puzzle, iar nu are timp să... Vezi și tu puzzle-ul ăla, gen... A, ah, ok, deci asta e construcția, templu și dacă băgați unele chestii s-ar putea să iasă, dar nu, 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 hai, 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 Au în jur de patru puzzle-uri în film, se poate să fie mai multe sau mai puține și trec prin ele ca prin unt. Ajung într-o încăpere, se uită pe pereți, uite bă o gaură acolo, le bagă cheia acolo. Și gata, s-a rezolvat puzzle-ul. Cum dracu ai văzut gaura aia din perete de după bar într-un club subteran unde bate lumina în ochi? Și toți dansează și... Ne te cred că e ceva super hero, man. Să reducă, să facă, nu știu, două puzzle-uri nu cred că se plângea lumea, dar să le facă mai tensionate, mai mari un pic, știi, mai, băi, intrăm în camera asta, trebuie să împingem de chestia asta, că se adună niște pietre, se fac niște culori, are legătură cu ceva istoric, mă, eram, bă, oare reușesc ăștia, cam greu, ăsta trebuie să urce sus acolo, stragă de frânghe de la clopot, mă, nu, ei au ales să hai să ne băgăm prin canal și împinge un pic de ușa asta cu cotul. Trebuie să împingi cu cotul, altfel nu. Ai Da, trebuie cu cotul pentru că odată, în anul 1433, de abia la final devine un film de aventură și nu neapărat Fast în Furios cum mai până acolo, cu o scenă superbă cu două corăbii. Pă, faină aia. În sfârșit, două corobii așa, cu elicoptere, știi? Un set din asta frumos, cu junglă, cu Bă, băiatule frumos cu ei care sar de pe coroane. Ram, Uite-mă, filmă, Uncharted Asta e că se termină. Dar până acolo chiar este un film banal și are mici momente. Și nici cinematografia nu este cine știe ce. Și nu înțeleg de ce. Pentru că au filmat în multe locații, e clar, dar nu au reușit să le exploateze cum trebuie filmez într-o locație superbă, arăți așa, wow, uite cadru larg filmat cu elicopterul, uite ce frumos ești Și după aia ești pe un poduleț mic, cu un medium shot așa, și ești, wow, haideți că trebuie să rezolvăm puzzle-ul ăsta, cine are cheia, tu ai cheia și eu am cheia. Po, plimbă un pic prin orașul ăla, printr-o piață, printr-o din asta, știi, să vedem și noi oamenii, nu știu. Fel ca partea cu puzzle-uri mi-ar fi să reducă la vreo două locații și alea explorate, tati. Ne plimbăm cu jeep prin jungle sau ceva, noroi, nu știu, mlaștină. Fugim prin ruine. Nimic, nimic. Au băgat foarte mult în filmul ăsta. Deci nu, nu e lipsă de content. Știu că tot zic că lipsește așa, dar asta e problema, că de la răufăcători, la întorsături de situație, la scene de acțiune plictisitoare și basic cu bodyguards și au uitat de aventură. Și au adus de aminte de aventură de abia la finalul filmului. Când ajung să facă ceva frumos, într-o zonă mai exotică și care inspiră mai multă aventură, atunci se termină filmul. Păcat! Un film de aventură fără aventură. Din partea mea, Uncharted, Jumătate de scurt, e un 6. Cam asta a fost și cu Uncharted. Vreau să-mi spui tu dacă l-ai văzut, cum ți s-a părut, a fost o experiență mai bună pentru tine, dacă se poate să nu îl compari unul la unul cu jocurile sau cu fan filmul. Vreau să știu cum a fost filmul On His Own pentru tine. Dacă intenționezi să-l vezi acum, lasă-mi în secție comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru susținere tuturor care apasă butonul de join, mai oferă câte un thanks aici la, la, la clip sau sunt membri în general, locuitor rebel și pe YouTube, dar și pe Cafi. Mulțumesc tuturor, mersi că ai stat cu mine, vizionare plăcută!